Salut! Fiecare pescar visează să prindă ceva special, doar că unelor dintre ei norocul le zâmbește atât de larg încât captura lor le aduce faimă în întreaga lume. Urmează 10 cele mai mari capturi ale pescarilor din lume, așa că pune un like și să începem! Peștele lună, Mola Mola sau capul plutitor. Ajunge la lungimea medie de 3 metri și cântărește aproximativ o tonă. În cartea recordurilor Guinness a fost înregistrat un pește prins în anul 1908, lângă Sydney. Lungimea de 4,26 metri, greutatea 2235 de kilograme. Există date că în Oceanul Atlantic, în largul coastei New Hampshire, a fost prins un exemplar de lungimea 5,5 metri, greutatea căruia a rămas un mister. Un astfel de pește depune până la 300 de milioane de icre. Dacă icrele sunt puse în lanț, acesta va avea o lungime de 300 de kilograme. Când apar pe lume, micuții sunt de 6 milioane de ori mai mici decât mama lor. Peștele se deplasează cu greu în ocean, așa că devin prada ușoară a rechinelor și a balenelor ucigașe, cât și a altor prădători uriași din ocean. Peștele Goliaf este un monstru adevărat, care ajunge la 2 metri lungime și greutate de 250 de kilograme. Se găsește în Africa Centrală, în râul Congo. Are 32 de dinți ascuțiți ca o lamă. Cu ei prinde și sfâșie prada fără să o mistuie. În timpul vieții, în locul acestor dinți, cred că îi cresc alții. Are un auz perfect și simte prada prin vibrații de frecvențe joase. Un pește Goliaf de dimensiuni impresionante a fost prins în Raymond Holmes. Asta s-a întâmplat în 1988, pe 9 iulie. Greutatea peștelui era de 44 de kilograme, este un record absolut. Dacă este prea înfometat, acest pește poate să atace oamenii, iar uneori chiar și crocodilii. Așa cazuri au fost înregistrate. Broasca țestoasă Alligator este cea mai mare dintre toate țestoasele de apă dulce. Lungimea ei este de 140 de cm, iar a carapacei 80 de cm. Cântărește până la 60 de kg. Conform unor informații, pot ajunge și la 80 sau chiar la 100 de kg. Au un cap înfricoșător de mare, pielea cu spini și nas ascuțit, asemănător unui cioc. Dar asta nu e cel mai teribil. Mult mai periculoasă este agresivitatea ei. Reptila ușor poate mușca sau răni membrele, așa că trebuie să fii foarte atent cu ea. Cel mai mare exemplar a fost înregistrat în grădina zoologică din Chicago. Cântărea 107 kg. Doar uitați-vă ce monstru a reușit să prindă acest bărbat. Presupun că cântărea numai puțin de 100 de kg. Această țestoasă a fost eliberată, așa că doar putem să ghicim câte kilograme cântărea. Scrieți-ne în comentarii opinia voastră! Cel mai mare rechin din lume este un rechin balenă, anume acest tip de mamifer subacvatic e considerat de oamenii de știință cel mai mare monstru din adâncurile oceanului. Cel mai mare rechin balenă a fost prins în 2012 în Pakistan. Mai exact, nu a fost prins, ci femela moartă pur și simplu a fost adusă la mal. Lungimea ei era de 12 metri, cântărea peste 15 tone. Pentru a scoate rechinul din apă, trebuia întărit procesul de transportare cu două macarale, trimise de autoritățile locale. A fost vândut de pescari cu 17.500 de dolari. Exemplarul gigantic a fost cumpărat de un om de afaceri local, pentru a justifica eforturile pescarilor și a macaralelor. Nu a fost posibil să fie identificată cauza morții acestui rechin balenă. Oamenii de știință totuși au luat câteva monstre pentru a studia circumstanțele morții uriașului marin. Interesant e că rechinul balenă este înscris în Cartea Roșie. Prin alte cuvinte, prinderea rechinului balenă se pedepsește prin lege. Bibanul.
Acesta este unul dintre trofeele de interes a pescuitului sportiv. Duce o viață bună în Florida, în apele întunecate ale râurilor, lacurilor și mlaștinelor. Acolo deseori se întâlnesc indivizi grași, cu o greutate de până la 5 kg și chiar mai mult. Impresionant, dar un japonez a reușit să prindă un exemplar mai mare din toate punctele de vedere. S-a dovedit a fi cel mai mare din toți care au nimerit în cârligul pescarilor, 10 kg. În plus, s-a dovedit că peștele era de o vârstă impunătoare. Nu vine să cred, dar avea 77 de ani. Acest eveniment a avut loc în 2012. Până atunci, un exemplar record de 10 kg a fost prins în Georgia, în anul 1932. Cel mai mare somn prins vreodată. Un pescar italian, Ferrari, a stabilit un nou record pentru prinderea unui somn uriaș. Acesta a fost prins în Italia destul de recent. După măsurarea lungimii și a greutății, pescarii au rămas șocați. Au întrecut nu doar recordul lor personal, ci și recordul mondial de prindere a somnului. Lungimea peștelui monstruos era de 2,67 metri, greutatea 127 de kg. Cu toate acestea, se crede că asta nu este nici pe departe limita pentru această specie de pești. Diferite surse neoficiale spun că în secolul XIX din fluviul Oder a fost prins un somn de 400 de kg. Această informație nu este confirmată, așa că fiecare alege dacă vrea să creadă în aceste zvonuri sau nu. Cel mai mare ton din Atlantic a fost prins de pescarul canadian Ken Frosty în toamna anului 1979. Soarta i-a făcut un cadou în forma unui ton gigantic din Oceanul Atlantic. Doar imaginați-vă cântarea 679 de kilograme. Prinderea unui astfel de gigant i-a luat 45 de minute. Această captură l-a făcut faimos, dar atunci nimeni n-a mai întrecut recordul lui, fiindcă un ton de peste 650 de kilograme n-a mai fost prins de atunci. Știuca este un pește uimitor, arată ca un alegator. Datorită unei astfel de asemănări, acest prădător de apă dulce este încă numit peștele alegator. Azi, acesta arată la fel ca și cu 150 de milioane de ani în urmă, când erau vecinii dinozaurilor. Pot crește până la 3 metri în lungime, circumferința trunchiului poate ajunge și la 1 metru. Sunt niște pești grei și pot cântări până la 100 de kilograme. Conform datelor oficiale, cel mai mare exemplar a ajuns până la 291 de centimetri și 123 de kilograme. Interesante că peștele alegator este mereu înfometat și poate mânca în continuu. Stomacul lui poate să se întindă până la starea în care în el se încapă 20 de kilograme de pești mai mici. În perioada împerecherii, femelele sunt deosebit de înfometate. Crocodilul pe nume Wolong a fost înregistrat în cartea recordurilor Guinness ca cel mai mare crocodil ținut în captivitate din lume. Se consideră că a mâncat oameni, un fermier și o fetiță de 12 ani. Vânătoarea asupra lui a durat 3 săptămâni cu efortul a 100 de oameni. A fost prins în septembrie anul 2011. Această reptilă are 50 de ani și o lungime de o tonă. A fost o adevărată celebritate în grădina zoologică din Filipine. În 2013, reptila s-a ridicat la suprafața apei cu burta umflată, iar peste câteva ore veterinarii au anunțat despre moartea oficială a lui Wolong. A murit de pneumonie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!